Salut! Bine v-am regăsit pe canal! Astăzi vom face un nou video, evident. Este vorba despre RAW. Și mai ales, când este bine să tragem în RAW un hint. Nu e chiar întotdeauna ce ne trebuie. Știu că majoritatea fotografilor profesioniști vă vor spune: bă frate, de fiecare dată când poți, adică na, evident, să setezi camera, numai RAW, asta ne trebuie, asta fac profesioniștii, asta. O să vă arăt că nu e chiar așa și de ce și JPEG-ul poate să vă ajute în foarte multe cazuri, vă mai ia din muncă. Bun, în primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care dați like, share, subscribe, ne ajută enorm treaba asta și vă încurajez evident să continuați dacă vă place ce vedeți aici. Și acum, ca să începem, care este treaba cu formatul RAW? În primul rând, un aparat foto poate face poze în două formate. Hai să spunem acum, trecem peste partea cu containerul în sine, adică ce extensie va avea fișierul și ce codare va avea poza și toate chestia. Acolo nu trebuie să intrăm neapărat, pentru că depinde. De exemplu, ca să vă dau așa o foarte pe scurt, Sony-urile mirrorless, să zicem, cum este A7R-ul, avem aici container ARW. La 70D-ul pe care îl mai avem noi, de exemplu, avem container .CR2, deci practic fișierul care iese din aparat va fi .CR2, există și CR3, etc. Astea nu contează. Ce vreau să vă spun este formatul în sine. Aparatele fac în două moduri, RAW și JPEG. Da? JPEG-ul știe toată lumea, este un format lossy, da? Deci are ceva compresie și scădere de calitate față de tot ce vede, adică comparativ cu tot ce vede senzorul atunci când face poza. Iar RAW este, exact cum îi spune și numele în engleză, este formatul brut, exact ce iese din aparat. Acum, haideți să vorbim despre avantajele și dezavantajele RAW, în primul rând, ca să înțelegeți predicamentul pe care îl spun atunci când nu e neapărat nevoie de RAW chiar oricând. În primul rând, RAW are informație mult mai multă decât JPEG-ul. Deci în același fișier vorbim de informația practic maximă pe care o poate capta senzorul atunci când face poza. Deci potențialul de postprocesare este mult superior. Putem avea poze greșite destul de mult în RAW și în editare le putem salva. Asta e o chestie evident posibilă și cu JPEG, dar într-o cantitate mult mai mică. Da? Deci nu se pot face atât de multe post-procesări și editări încât să iasă încă bine poza. Da? De-aia RAW este preferat evident pentru oricine face post-procesare, deci orice fel de edit pe poze, pentru că e mult mai maleabil din punctul ăsta de vedere, conține mult mai multe informații în fișier. Dar sunt două dezavantaje când vine vorba de chestia asta. În primul rând, stocarea, da? Deci un fișier RAW este mult mai mare comparativ cu un fișier JPEG. Nu are procesare, deci este exact cum iese din aparat și, cel mai important, nu are compresie. Da? Deci dimensiunile vor fi foarte mari, mai ales dacă vom trage la rezoluția maximă pe care o permite senzorul, ceea ce evident vă recomand, când, mai ales când faceți în RAW. Al doilea mare dezavantaj este că, având în vedere că au containere diferite, cum am spus, ARW, CR2, CR3, etc., acestea trebuie convertite dacă vrem să le ducem undeva în mediul online, de exemplu, sau să le trimitem unei persoane. Da? Deci treaba asta înseamnă că atunci când veți scoate direct fișierul dintr-un aparat și vreți, nu știu, poate să-i arătați cuiva sau să postați undeva, nu puteți face asta fără un export, de exemplu din Lightroom, într-un format mai prietenos, cum e JPEG-ul sau orice altceva, de exemplu PNG, etc. Este o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că vă obligă practic să treceți aceste poze printr-un soft cum ar fi Lightroom, de exemplu. Chiar dacă nu vreți să faceți editări, trebuie măcar să faceți exportul în acel format. Practic, ce ar însemna de aici este că un RAW este evident cel mai recomandabil atunci când vreți să faceți editing pe poze, să faceți post-procesare, să rezolvați, nu știu, orice aveți de făcut cu ele ca să ajungă la rezultatul dorit, iar apoi sunt exportate într-un format mai prietenos cum e JPEG-ul, care va fi practic rezultatul final. Dar haideți să vedem de ce eu personal cred, și mi se pare o idee foarte bună, să considerați și JPEG-ul în anumite cazuri.
Acum, să discutăm un lucru. În primul rând, aparatele foto aplică un fel de post-procesare foarte de bază, indiferent de modul în care trageți. Da? Mai ales când e vorba de JPEG. Ce vreau să spun aici este că ce trageți voi nu este exact ce vede senzorul când vine vorba de JPEG. Și asta vă spun acum pentru că este cât de cât un lucru bun, în sensul în care pozele, în principiu, dacă ați setat aparatul corect pentru scena pe care o aveți, nu vă trebuie mereu să editați doar ca să se vadă ok. Și primul lucru, nu știu, primul caz în care mi-a venit mie, sincer, că nu ar trebui să folosesc RAW sau nu ar fi necesar, să zicem mai bine, este, de exemplu, când faceți amintiri de familie, da? Habar n-am, poze la orice eveniment de genul în care nu este pentru un client care plătește sau ceva genul ăsta, e pentru voi, pentru colecție personală de amintiri, pentru orice chestie genul ăsta, habar n-am, poze cu copii în parc, etc. Deci orice lucru de genul care trebuie să rămână amintiri. Pentru mine personal, astea nu trebuie să aibă o valoare estetică, artistică. Și atunci, eu când fac așa ceva, când, eu știu, filmez sau pozez pentru familie, cu familia, chestii private, ca să spun așa, acestea nu le fac în RAW niciodată. Le fac în JPEG pentru că mi-e mult mai ușor după aia să le export oriunde am eu nevoie, în colecția personală direct, să le printez, să le duc la un centru să fac ceva, să fac un album. Deci orice lucru de genul ăsta, mie mi se pare că e mai ușor. Sau al doilea lucru pe care l-aș putea eu să mi-l imaginez este orice alt eveniment unde știm sigur că nu vom edita. Poate faceți o ședință foto cuiva care este un prieten, un tovarăș, ceva de genul ăsta. Nu că nu veți edita pentru că nu vă dă bani, dar poate că știți foarte bine deja ce setări veți folosi sau poate nu veți face un editing hardcore. Să nu uităm, JPEG-ul poate fi editat și el în exact aceeași manieră. Este doar gradul de edit pe care nu îl veți atinge exact cum îl aveți în cazul RAW. Adică nu veți putea face atât de multe manipulări precum puteți face cu un RAW. Nu vă va fi atât de permis. Asta e singura diferență. Dar în cazurile de genul ăsta, mie mi se pare că JPEG-ul e o alternativă foarte bună. Vă scapă de munca de a exporta într-un fișier prietenos. Deci puteți trimite automat orice scoateți din aparat instant, le puteți duce mult mai ușor la un serviciu de printare sau chestii genul ăsta și cum v-am spus, dacă știți că nu veți edita, o să vă salveze foarte mult timp. De asemenea și spațiu. Concluzie în cazul ăsta. Eu zic cel mai ușor, vă veți, hai să zicem, plănui în funcție de ce veți face cu aparatul în acea ședință, sesiune, orice, gândiți-vă ce vreți să faceți cu pozele. Vreți să le păstrați pentru voi, nu aveți foarte mult editing de făcut sau aveți editing ca lumea de făcut, vreți să fie o treabă cât mai profesională, vreți să faceți un portfoliu sau ceva de genul ăsta, orice de genul. Atunci, da, mergeți pe RAW. Dacă știți că, în schimb, nu aveți nevoie așa de mult, încercați și JPEG. O alternativă foarte bună, dacă aveți spațiu de stocare disponibil și în ziua de azi cred că nu este o problemă deloc, este să încercați, de asemenea, aparatele permit, să trageți în ambele în același timp. Și atunci, orice poză faceți, va avea două fișiere, una RAW și una JPEG. În cazul ăsta, le aveți pe ambele, practic. Puteți avea poza originală în RAW pe care o puteți manipula cum vreți, dar în același timp, aveți și JPEG-ul pe care îl puteți folosi imediat pe o rețea de socializare și alte chestii genul ăsta. Evident, aici spațiul de stocare va fi cel mai afectat în cazul ăsta, pentru că nu numai că ai RAW-ul care e mai mare decât un JPEG, dar l-ai pe ambele, practic, deci și JPEG-ul pe lângă. Însă, mai ales pentru poze, eu cred că e un lucru care nu vă va consuma atât de mult, având în vedere că, în general, acum stocarea ieftină, puteți găsi carduri SD destul de mari, fără nicio problemă, la prețuri chiar bune. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați vizionat și aștept evident orice feedback pe care l-aveți în comentarii legat de chestia asta și ne vom vedea la un video următor. Noroc!